cel mai frumos decor pe care Dumnezeu îl poate dărui, culorile, cerul, pădurea, câmpul, vremea frumoasă și plăcută, de obicei la Sfântul Dimitrie câteodată e și mai frig și mai înghețat, suntem într-o toamnă prelungită, așa că bucuria acestei sărbători se revarsă din plin, atât asupra credincioșilor, cât și asupra praznicului în sine, în care două zile la rând am sărbătorit două tipologii de sfințenie. Ieri am sărbătorit un martir, un mucenic, un mărturisitor al lui Hristos, care se naște dintr-o familie bună, dintr-o familie credincioasă, dintr-o familie cu putere duhovnicească, dintr-o familie cu putere imperială, cu putere financiară, cu mărire, cu slavă, cum am spune noi, din sânge albastru. Copilul este crescut în așa fel încât ajunge și el la fel de mare ca tatăl său, dar pentru Hristos leapă de toată bogăția acestei lumi și pătimește în junghiere cu sulița, exact ca și Hristos în coastă când a fost împuns pe cruce. Acesta fiind Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, izvorătorul de mir, pe care îl găsim în Tesalonic. Am avut fericită ocazie să fiu acolo chiar într-o zi când capul izvora mir și se prelungea pe sub acea mitră argintată și curgea pe tablaua aia și ieșea pe sub plexi cu glasul ăla și îl ștergeam cu batista pentru spor și pentru sănătate și pentru vindecare. Astăzi sărbătorim, în schimb, un alt tip sau un alt mod de viețuire, cel al smereniei și al cuvioșiei, în care un copil neînsemnat și sărac, păscător de vite, alege deodată undeva în zona bulgară de astăzi o mănăstire, se retrage într-o peșteră, alege viața pusnicească, este tunsă în rânduiala călugărească și petrece singur aproape tot restul vieții, neștiut de nimeni, necunoscut de nimeni, nemediatizat, nepublicat, neprezentat, fără reclamă, ca să spunem, și într-un anonimat perfect trăiește viața cea duhovnicească, precum se coace bobul de grâu, se desface de pe spic, cade în pământ, vine ploaia și la stupă și dă rod mult, cu putere multă. Și spune Evanghelia 1.60, 1.80, alții 100, altele 30, iar el dă bob împlinit prin faptul că simțindu-și dumnezeiescul sfârșit, din pronie dumnezeiască, se strecoară între două lespezi, unde își așează, cum se spune, locul de mormânt, își dă sufletul înaintea lui Hristos, ați văzut, fără perfuzie, fără aer condiționat, fără medicație, deci drepții mor frumos înaintea lui Dumnezeu. Cei care nu se tem suficient de Dumnezeu sau nu-L cunosc pe Dumnezeu pot muri mai greu. Cu calmante, cu medicamente, cu ajutor medical, cu suport, cu susținere morală, iar el singur, singurel și trecut cu vârsta, s-a ascuns între două lespezi de piatră, ca sub o covată, și acolo și-a dat obștescul sfârșit, stând acolo între cele două pietre 200 de ani. Deci n-a apucat să-i facă nimeni acatist, n-a apucat nimeni să-i publice icoane, să îi facă promo, și totuși o apă mare, o ploaie imensă, rupe acel mal și scoate la iveală cele sfinte moaște, acel trup curat, sfințit și neputrezit, care în contact cu apă ar fi trebuit să se descompună sau să miroase și să putrezească. Era întreg și neatins. O fetiță care avea duh rău se apropie și recunoaște cine este, pentru că diavolul striga: Sfinte Dimitrie, nu mă chinui! Și în felul acesta el ajunge acolo la Lom, în satul său, este zidit o biserică, sunt multe încercări de a fi luat de acolo, niciodată, toate dau eșec, vine apoi războiul ruso-turc
Și în cele din urmă, Grigorie, episcopul Țării Românești, într-o înțelegere cu autoritățile locale și bisericești de acolo, cer ca Sfântul Dimitrie să vină și să fie dat românilor, așa cum este până astăzi, ocrotitor al Bucureștilor, și într-adevăr, când a fost să se ia Sfintele Moaște, s-au lăsat singure, liniștite, aduse la Bucureștiul românesc, pe când altă dată, când a fost luate și puse într-un car cu două junice, ca să fie duse în altă parte, animalele s-au întors într-o fugă înapoi și când le-au lăsat singure, că nu mai vreau să meargă, s-au întors înapoi la biserica de unde Sfântul își avea locul și unde era venerat și cinstit. Minuni tot înainte, semne tot înainte, al mintei oameni n-ar atinge aceste sfinte moaște, nu s-ar închina la ele, așa cum vedeți și astăzi, așa cum vedeți an de an, din ce în ce, mai mulți oameni vin la racla Sfântului Nectarie, la racla Sfintei Cuvioase Parascheva, la racla Sfintei Filofteia, la racla Sfintei Tatiana, la racla Sfântului Ioan cel Nou de la Suceava, la racla lui Iosif de la Partuș, la racla lui Grigore de Capolitul. Iar acești cuvioși sfinți, care sunt de o smerenie și de o inestimabilă lucrare spirituală, stau și veghează acest neam omenesc. Spune că Sfântul Dimitrie, izvorătorul de mir, a salvat odată Bucureștiul de la un mare incendiu, pentru că prin rugăciunile către Sfântul, stârnindu-se vremea rea, au venit nori de ploaie, exact cum și Iosif de la Partoș a potolit incendierea și distrugerea orașului Timișoara. Pentru cel credincios, moaștele sunt prilej de bucurie. Pentru cel evlavios, moaștele sunt prilej de nădejde. Pentru cel trăitor și adânc trăitor, sunt prilej de sfințenie și încurajare și motivație de creștere duhovnicească. Pentru cel cârtitor, hulitor și necredincios, cuvântul Evangheliei de astăzi ne spune ceva foarte simplu și frumos. Toate mi-au fost mie date de către Tatăl. Nimeni nu-L cunoaște pe Fiul decât numai Tatăl. Și nici pe Fiul nu-L cunoaște nimeni decât numai Tatăl care L-a trimis, iar pe Tatăl îl cunoaște cui voiește Fiul să-i descopere. De ce am ales această părticică de Evanghelie, bucățică aceasta? Când ești copil începător și te-ai născut și începi să crești la casa părinților tăi, pentru prima dată când vezi cărțile, neștiind literele, te uiți așa, nu-ți dai seama ce este acolo. După ce ai început să prinzi alfabetul, începi să descifrezi taina literelor și să citești. Identică este și taina credinței. Până n-ai simțit dorul de Dumnezeu, până n-ai simțit evlavia, până n-ai simțit trăirea interioară, până n-ai fost atins de Duhul Sfânt, până n-ai fost mișcat în adâncul sufletului tău de acea vibrație divină, tu nu poți vorbi de credință. Lecția de chimie o poți preda. Iei un compus chimic, faci legăturile carbon, lezi celelalte elemente, faci reacția și înainte și înapoi, reversibilă și irreversibilă, faci rapid și o egalezi, adică coeficientul redox și ai terminat. Și indiferent că știi ce scrie acolo sau nu, tu ai făcut matematic și ai rezolvat. În credință nu merge cu acest lucru. Credința este unicul și singurul act care îl face pe om să primească taina lui Dumnezeu, să înțeleagă taina lui Dumnezeu, să descopere taina lui Dumnezeu, să îi se reveleze taina lui Dumnezeu, să îl lumineze Dumnezeu, să îi strălucească în minte cunoașterea de Dumnezeu și să ajungă la pătrunderea de Dumnezeu. Adică când începi să simți că ai nevoie de Dumnezeu. Pe Dumnezeu nu-L poți privi într-o icoană și să spui, gata, sunt credincios.
Pe Dumnezeu nu-L poți citi dintr-o carte și să spui gata, cred. Pe Dumnezeu nu-L poți simți atingând un obiect sfințit și cu asta cred. Nu! Și în ziua de astăzi foarte mulți oameni, chiar din cei care sunt în biserică, nu aici, în general, cred ca și credincioși, întrebarea lor fundamentală rămâne una simplă și clară. Oare există Dumnezeu? Și aș vrea să plecați cu această idee acasă. Oare există Dumnezeu? Oare era nevoie să confecționăm o minciună și să confecționăm o dogmă, o ideologie doar de dragul de a-i ține pe oameni grămadă la o slujbă într-o biserică, așa de dragul de flori de măr? Eu nu prea cred. Și nu prea cred lucrul acesta din două puncte de vedere. Ce rol ar mai fi avut toată tărășenia de la Golgota? Ce rol ar fi avut să ucizi un om inutil pentru un simplu scenariu sau o simplă regie? Ce rost ar fi avut toată tevatura lui Irod să omoare 14.000 de prunci? Pentru ce? Pentru o coreografie care știa că nu e adevărată? Ce rol ar fi avut toată povestea de la Iordan? Ce rol ar fi avut toată povestea Taborului? Ce rol ar fi avut toate întâmplările și minunile pe care le-a făcut Iisus? Doar așa să-și arate mușchii că-i puternic, că vine din cer, că-i cineva? Nu. Dumnezeu a înțeles lezi incompetența omului după căderea în sfat cu diavolul și a venit către om din mărunțimea smereniei, adică acea nevinovăție de prunc, de aceea se spune, lăsați-i pe prunci să vină la mine, pentru că din pruncie îl poți cunoaște pe Dumnezeu cel mai bine, și o să întrebați, adică de ce din pruncie? Pruncii sunt cei mai curați și mai inocenți și sunt cele mai firave și mai sensibile făpturi fără de răutate. Și în ei revelația lucrează foarte ușor. Copiii văd minuni, copiii fac minuni, copiii văd semne, copiii înțeleg lucruri pe care cei adulți nu le pot înțelege din cauza spurcăciunii minților. Și atunci Iisus a știut că venind ca prunc, trebuie să înceapă să restaureze omul de jos, din pruncie. Din start, când tu spui copilul meu își va alege singur religia când va fi mare, tu l-ai sortit pe ei, pentru că odată cu creșterea simțurilor, cresc și valorile raționale, cresc și cugetările minții, crește și imaginația, crește și cunoașterea, iar omul se îndreaptă spre cu totul alte valori care nu se vor mai sădi în mintea lui ca atunci când se sădesc într-un început. Când pui o sămânță în pământ, și pui pământul cel mai fin și reavă și uzi cu apă ușor stătută, călduță, nu rece, ca să nu înghețe sămânța, spui, sau să nu putrezească, pentru prima dată, deși planta este una uriașă, noi nu știm cât de mare se face, ies două frunzulițe. Și tu îngrijești acele două frunzulițe care nu-ți spun nimic. Și deodată din mijlocul celor două frunzulițe începe să apară maturitatea a ceea ce trebuie să iasă. Un vrej, o creangă, o tulpină, după aceea flori, după aceea frunze, și deodată se face un copac mare și imens, pentru că așa crește și stejarul, așa crește și fagul, așa crește și bradul, așa crește orice copac puternic, întâi din două frunzulițe. Dar el este grijit de mic. De ce? Ca să îi se dea posibilitatea să reziste la tot ce înseamnă sălbatic în jur, care poate să-i dăuneze și poate să-l strice. La fel și copilul mic, dacă se hrănește de mititel într-un pământ sănătos,